cel ce l-a cu Mer la Kiev. Vreau să vedem mesajul făcut astăzi de premierul Nicolae Ciucă, cel care trebuie, spune așa, că trebuie să fim pregătiți dacă această criză, acest război ajunge aproape de granițele noastre și sunt toate datele că se întâmplă acest lucru. Haideți să vedem declarația făcută de Nicolae Ciucă. Trăim vremuri dificile pe care nu am crezut că le vom mai trăi în secolul 21. Trebuie să fim pregătiți pentru o criză de durată și pentru situația în care această criză se va extinde mai aproape de granița noastră. Domnule general, ce înseamnă că trebuie să fim pregătiți dacă această criză ajunge, se extinde până la granițele noastre? În primul rând, bună seara! Cred că suntem într-o situație extrem de complexă în această perioadă. Urmează și o fază critică a acestui conflict din cel puțin trei puncte de vedere. În primul rând, negocierile, ați văzut că sunt blocate. Au fost declarații politico-militare fără precedent, cu o hotărâre extraordinară și cu un conținut fără echivoc, atât din partea președintelui SUA, cât și din partea lui Putin. Iar din punct de vedere militar, există în această perioadă o puternică strângere de gânduri, de forțe, de susținere militară din partea Rusiei, dar în același timp o reorganizare pentru apărare serioasă, puternică în teritoriu și din partea armatei ucrainiene. Cu alte cuvinte, ne așteaptă un moment în care noi românii, care suntem cam la 200-250 de kilometri de frontul important, să zicem, care se va desfășura în următoarele zile în Ucraina, suntem extrem de conectați. De aceea premierul Ciucă, un om cu experiență și care cred că nu întâmplător a ajuns în această poziție de premier în această perioadă, ne-a transmis un mesaj foarte clar, foarte coerent, care înseamnă că de la om, de la fiecare dintre noi, care trebuie să înțelegem în ce situație ne aflăm, care sunt responsabilitățile, care sunt acțiunile. Și aici fac o precizare. Postul dumneavoastră de televiziune, în toată această perioadă neîntreruptă, a făcut această pregătire a omului, a situațiilor, i-a adus pe oameni în fața faptului real, să cunoască. E o parte a acestei pregătiri, să știți cunoașterea. Apoi, trebuie să înțelegem că din punct de vedere economic lucrurile sunt cu totul de altă natură. Rezervele de stat, partea militară, care înseamnă operativ, care înseamnă rezervă, care înseamnă dotare, înzestrare. Nu întâmplător spuneam chiar la postul noastră de televiziune că unele lucruri trebuie grăbite. Altele ar fi trebuit făcute ieri, altele alaltăieri. De exemplu, mă refer la faptul că forțele noastre navale de alaltăieri trebuiau să fie mult mai serios Da, la dotate. Ceea ce nu s-a făcut în toți acești ani. Domnule general, sunt niște imagini foarte importante surprinse din satelit, care arată faptul că armata Rusiei se pregătește de un nou atac puternic. Sunt concentrări în trei regiuni importante în estul Ucrainei. Harkov, Kherson și Lugansk. Sunt aceste concentrări, convoaie militare observate din satelit. Există și informații date de Ministerul Apărării din Marea Britanie despre noul general pus de Vladimir Putin la conducerea acestei invazii în Ucraina. Ultimele informații spun așa că numirea sa ar putea arăta cât de eficientă este rezistența ucraineană și cât de slabă a fost planificarea rușilor. Numirea de către Rusia noului general de armată reflectă această planificare deficitară și o încercare de centralizare a comenzii și a controlului în acest moment în Ucraina. Acestea sunt datele pe care le au cei din serviciile britanice și întrebarea este ce pregătește Vladimir Putin în perioada următoare, în următoarele zile, până la data de 9 mai pentru acea victorie cerută generalilor săi. Exact ce ne-a spus chiar el acum două zile, că merge până la capăt, merge spre victorie. Este foarte adevărat că sunt cele trei raioane de concentrare pentru forțele rusești. Este adevărat că acest domn Dormikov este un expert în marea bătălie, haideți să zicem, împotriva civililor și nu a trupelor militare. Va fi foarte interesant în momentul în care se va întâlni cu o forță militară adevărată, așa cum este în acest moment
forța ucrainiană, care face inclusiv lucrări genistice de mare amploare în zona de apărare, cred că lucrurile nu sunt clare deloc. Iar ideea că vor putea să strângă, eu știu, 4-5 combatanții ruși cu moralul scăzut și cu o tehnică destul de ciudat concepută, împotriva unui apărător ucrainian destul de bine dotat în acest moment, nu înseamnă nici de cum o victorie. Cu alte cuvinte, eu cred că ideea de 9 mai se îndepărtează tot mai mult, iar rezultatul, așa cum l-am văzut chiar și ieri la Mariupol, unde forțele au reușit să spargă în o împresurare, o conjucare și să poată să reziste foarte bine de atâtea zile, eu cred că pe 9 mai nu vom avea nimic de spus pentru Moscova, pentru Putin și pentru gașca lui de oameni care, așa cum a spus președintele Americii, devine tot mai clar că abuzează de viață. Da, avem două.